Mamă, ce i-am dat, frate! Dă-te, bă! Salut și bine v-am găsit, fraților, aceia la cel mai greu episod de Granny de pe acest canal, pentru că, hai să vă explic eu în mod detaliat, noi trebuie să jucăm pe Extreme și să scăpăm într-un timp record, frate. O să fie cel mai greu challenge de până acum. O să avem și un timer pe ecran. Bă, frate, eu sper să strâng acolo foarte multe like-uri, sper să vă placă foarte mult acest episod. Dar dacă o să, bă, dacă o să vă susțineți, de-aia blana o să... O să facem și pe hard, o să facem și pe... Normal, o să facem poate modurile, dacă e să fie așa, că se strângem multe like-uri. Hai să bine să începem cu Extreme, pentru că Extreme-ul este foarte greu și e și foarte greu să scăpă, adică nu doar așa. Astea cu run-urile, o să luăm un run la mișto, adică ce s-a adică ce am prins în primul match, asta o să jucăm noi aici. Facem asta frumos. Bun, acum avem timer-ul pe ecran, nu știu, eu sper să scăpăm și cât mai repede. Că asta este tot scopul nostru. Bine, dacă a scăpa minim o oră... Mie mi-ar fi foarte bine dacă a scăpa minim o oră, dar acum habar n-am dacă scăpăm așa. Bun, frate, bun, bun, bun. Ce dor mi-a fost de Granny să-mi bat pijor, frate. Ideea că n-am postat o zi, pentru că da, am fost foarte obosit în ziua aceea și, frate, să vă zic sincer, când ești foarte obosit, n-ai niciun chef de filmat și decât să... Ok. Și decât să filmezi când ești așa foarte obosit, mai bine mai filmezi, frate. O, avem aceea ceva să aruncăm la hârculiță. Hai, hârca noastră, mult iubită. Bun, vine aici, verificăm tot parterul. O să verificăm acum tot parterul ca să strânăm și noi. Hai, du-te, du-te, du-te. Come on, come on, come on. Se poate, se poate, repede, pă verificat. Pă verificat să-mi bat piciorul, nu mai pierd vremea, gata. Și da, nu știu dacă o să mai jucăm cu niște prieteni aici pe Granny, dar cred că o să mai jucăm, dacă o să mai placă Granny, normal. S-a scăpat că o să scăpăm de data aceasta pe ușă, pentru că, na, o să fie ceva gen să scăpăm pe ușă. Facam așa această piesă, aici nimica. Mamă, avem aici cartea. Ok, ok, este bine. Să vedem ce se află acum la fântână. Sper să afle ciocanul ca să facem și noi la ușă. Ca să scăpăm pe ușă, pentru că da, o să facem mai mult. Nu știu dacă o să vă placă acest episod, o să facem și un episod în care scăpăm pe mașină și prin canalizare într-un timp record. Pe credea că acum noi încercăm să scăpăm cât de repede se poate, frate. Bun. Avem ciocanelul. Hop. Așa, vedem dacă avem ceva pe aici. Nimic pe aici, hai să facem un pic de gălăgie. Bam, 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 bam. Hai că asta deja s-a spawnat. E timpul să coborăm aici la zona noastră. Așa, noi nu pierdem deloc timpul, frate, nu pierdem timpul. Frate, așa puțin să descuie acolo. Așa. Avem gazolina, n-avem nevoie de ea. Avem o bucată din armă. Așa, noi mergem acum aici să facem o mare schemă la hârcă, că trebuie să ne grăbim, frate. Hai, come on, come on, come on, come on. Op, 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 op. Ia o să vină pe acolo în timp ce noi mergem ca barosanii pe aici, frate. Am adus-o pe acolo, de pe acolo. Bun, 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 bun. Calmați-vă, ok? Vreau să vă calmați. Asta deja văd că ne strigă, văd că deja are ceva cu... Aoleo, iar gălăgie pe acolo. Fac asta, lovesc și ciocanul ăsta să cadă o dată pe acolo. Așa, 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 așa. Că, man, nu o să mai țeau să joc safe, o să jucăm cât de repede se poate. Dacă pierdem, aia e. Ba, 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 ba. Special key-ul. Bine că avem special key-ul pe aici, că avem mare nevoie de el. Și acestea sunt toate itemele pe această parte, acum. Un pic de gălăge să vină hârcă pe acolo. Acum să așteptăm un pic aceea să vedem pe aici, că pe acum hai să urcăm foarte repede în sus, asta e toată faza. Hai. Ia uite. Mama, era să mă vadă, era să mă vadă. Ok, 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 suntem momentan bine. Cu timpul, habar n-am ce timp avem, dar o să vedeți, băi, pe episodul vedeți tot timer-ul. Ok, nimic. Aoleo. Am pierdut deja tot timpul, frate. Păi asta e fata, că nu m-am grăbit un pic mai tare, n-am apucat să iau itemul ăsta din prima și am pierdut tot timpul, frate. Noi suntem să stăm aici, să așteptăm să plece hârculița. Aici pierd foarte mult timp, pentru că da, m-a nimerit prost. E bine că avem shotgun, deci ne putem grăbi mai tare. Hai mă, pleacă de aici, hai, pleacă. N-au să pleci? Hai măi, hârcă. Restul. Să stăm un pic acum să plece, pentru că ea leargă foarte repede, frate, că asta este extremul, până la urmă, nu este un easy sau ceva.
Hai, pune capcana. Ok, după ce pune capcana și te mai așteptăm un copil să fugă. Hai, mă, dă-i fuga mare, dă-i fugă. Bun, bun, bun. Come on, come on, come on și gata. Suntem aceea cu toate piesele la armă. Un pic de gălăgie. Aș lua asta, dar... Parcă m-ar tenta să iau special Q să-l duc direct acum. Hai de-l încoace. O să-l ducem direct la Payang ca să mai pierdem vremea. Că dacă-l ducem, scăpăm un transport ăsta mai greu, frate. Hai, niște gălăgie pe aici. Prost, Romer. Ta. E clar? Aici m-a prins foarte bine hârculița pentru că da, sunt prins la mijloc aici. Mă, ok, s-a dus pe acolo. Trebuie să așteptăm puțin acum. Haide. Ok, asta e. Ok, frate, ăsta este chiar over aici, Pyro. Ba, aproape, bă, cât aproape eram, bă, frate, bă. Am zis că poate scap, am zis că poate scap, dar n-am avut noroc, din păcate, dar... Stați liniștiți că ne folosim de avantajul acesta, pentru că noi deja am dus acel special key. Deci avem un mic avantaj acum. Noi mai ales că o să facem șalgănul, deci nu să mai avem nevoie de carne ca să pierdem vremea. Deci mai recuperăm niște timp, frate. Bun. Următoarea strategie va fi să o bag pe asta la saună și după aceea să bag și o carte, să punem la hoașca aia acolo, cartea, ca să ne dea cheia aceea, frate, de la zona Payangănului. Că v-am zis, noi trebuie să ne grăbim aici. What? What? Pe bune! Bă, frate, lasă! Bătaie de joc. Uuu, n-ai ce să-mi faci. Ok, bine că măcar am văzut-o, dar hai să zicem acum că trebuia să vin acolo să nu mai pierdem atât de mult timp, dar acum pierdem timpul degeaba, frate. Că n-avem cum să ieșim de aici. Hai mă, pleacă, marș, hai. Uș, 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 pleacă de aici. Play hide and seek. Ok, capcana în mijlocul camerei, check. Haide, schema. Mi-a pus la capcane, dar m-a cocoșat, frate. Are și asta ceva cu capcanele alea de se omoară cu ele. Zici că și, bă, zici că și le bagă în gât, frate, că dă multe capcane. Are. Ok, nu ne interesează această chestie. Facem asta. Așa. Facem și asta. Bun. Acum așteptăm un pic să treacă. Haide. Fac asta. Și în momentan avem shotgun-ul deja făcut. Pentru că da, toate piesele la shotgun-ul avem aici. Dă-i și mie ciocanul să-l transportăm și noi sus aici. O să duc direct ciocanul sus pentru că avem mare nevoie de ciocan pe aici. Bă, ușa, ușa, nu stai de... Ta. Caban, caban. Pa, deja am pierdut tipul ca prostul, frate. Hai mai repede, mai repede. Păcat că nu mai am aici pe Ninja Perfo, pentru că el m-a ajutat, frate, m-a ajutat. Punea și el acolo un cronometru și mai m-a salvat și pe Ninja. Hop! Am făcut aici niște chestii ca să fie toată treaba cum trebuie. Bun. Hai. Asta avem aceea special key-ul pentru că e mare nevoie de el. O să vină... Pa, pa! Știu că am văzut asta, deci trebuie să știu și asta. Care-i faza? Andrei Biș n-are nici măcar un item pe aici. Asta încă vine, frate.
Ia-o-t-o, ia-o-t-o cum stă ea acolo, pa! Trebuie să o campez puțin, frate, că mai băgăm ieri la sauna. Bun. Trebuie să stăm după aia. Au pus capcană. Văd că o coborât pe aici, pe jos, frate, habar n-am ce face asta. Dar ca să fim și noi asigurați, mergem cu asta și aruncăm pe aici, ca să nu ne trezim cu ea, frate. Om, deja filmăm de 10 minute și atunci am făcut foarte mult, Dirian. Facem un pic de gălăgie pe aici, așa se duce repede. Deci deja avem 10 minute jumate filmate deja, deci este foarte bine. Mersi. Pup. Asta este ultimul item după aici sau mai e? Că nu, nu mai e. Hai să ne grăbim și noi să facem acum arma. Mă, cred că o să mai băgăm atât la saună, nu o să o omorim asta niciodată. Adică, mă, aș avea șansa să o omor, dar aici stă foarte... Aici stă mult, foașca. Aici, acum, stă foarte mult pe aici. Ai, mașină, ba, picior, mașină. Ea stă foarte mult în saună și așa puc să verific și o bucătăria, că bucătăria încă n-am verificat-o. Hai, come on, come on, come on. Salut! Salut, salut, salut. Hai, come on, dă-i, 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 dă-i. Eram să iau capcana la picioare. Ok, numărul 2, avem ăsta, chiar aveam nevoie de el. Mergem cu ăsta la etaj, nu mai pierdem vremea, că și cu ăsta putem să tăiem la ventilator. Poate mă dau direct, nu mai pierd vremea, îmi bat picior. Hai, încă-l. Facem asta. Perfect. Sute perfect. Acum mai băgăm acum cu atât la saună și după aceea... Cosc eu, după aceea trebuie să mergem să ducem la sus acolo, frate. Așa. Bun, bun, bun. Calmați-vă, frate, calmați-vă, vă rog, e frumos, calmați-vă că... Sute foarte bine momentan. Hai, hârca noastră. Noi știm că ești cea mai frumoasă hârcă din lumea asta. Hai, come on, o să ducem și arma asta mai sus, pentru că avem nevoie de ea. Pentru să ne știu pe acolo, la pe Yangon. Dă-i, Andrei Biș, dă-i, mișcă-te pe aici, Andrei Biș. Voi lăsa pe asta, pe aici, așa se merge, frate. Hai, că aduc și pe asta, aduc și arma cu mine, pentru că trebuie să scap cumva de acolo, nu-i așa? Come on, come on. Așa, 15 secunde. Hai mai repede, mai repede. Bun. Care-i faza aici? Nu prea cum să dai la țintă. Luat. Hop. Hai. Hai și cu hoașca. Că-mi bate inimioara, frate. Bang! Te-ai dus și tu, frate. Ce căcat făcea aici? Hai, 30 de secunde avem aici. N-avem nevoie de ăsta. Hai să ne continuăm drumul, frate, pe aici. Hai, come on, come on, come on. Dă-mi ăsta. Pe aici. De ăsta avem mare nevoie. Come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on, dă-i, 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 dă-i. Eu mai mă concentrez, frate, pe că, na, e nașpa pe aici. Hai. O să verificăm și camera aceea unde am scos acele bucăți de lemn și după aceea coborâm jos, frate, că deja termina cu etajul. E bine că avem un... Bine, e bine că avem... Am găsit acea rotiță. Te-ai dus și tu, hârcuița. Hai, dă glonțul ăsta ultimul, pentru că așa mai venim pe aici, că ne-am terminat toate task-urile pe aici, pe la etaj. Hai, come on, hai de jos, că este jale, frate, jale. Da, o să dărâm acum și șrubelnița. Ce avem pe aici în camera asta? Ok, weapon key-ul, haide-l. Eu vreau weapon key-ul pentru că mai am nevoie de o armă. Mă, cu weapon key o să țin pe asta pe aici, pentru că avem nevoie pe aici cu de weapon key. Hai,
O să dau și la ținta acolo jos, pentru că acolo avem mare nevoie să dăm să vedem ce se află și pe acolo. Hai, shotgun-ul avem acolo în camera aia și este și încărcat, deci trebuie să ținem bine minte. Hai, hârcă. Hai, băi, mai te spawnezi. Haide, bă, aici sunt. Hop. Hai, come on, come on. Trebuie să ne grăbim, trebuie să ne grăbim, frate, trebuie să ne grăbim cât mai tare aici. Am că a prins destul de bun ranul acesta, pentru că am găsit niște iteme foarte bune până acum. Hop. Rotița și cam atâta. Ok. Facem un pic de gălăgie să plină hârcoza și după aceea transportăm repede rotița aceea, pentru că, na, noi acum mai vadăm poșa, frate. Hai, mă. Hai, băi, hârcă, mai repede. Noi avem acea viață de trăit. Trebuie să ne grăbim și noi, nici să stăm pe tine. Op, 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 op. Hai să transportăm și noi pe aici. Ăsta am apiul ăsta aici, hai să transportăm prima oară ăsta. O să facă ceva gălăgie, dar n-am ce să-i fac. Vreau am pe apiul ăsta aceea și aducem și arbaleta de aici. Ma. Aici o mână pe hoașcă, să mai pierd vremea. Hai, mă. Hop, dă asta înapoi. Hai să mișcăm și noi, frate, pentru că este jale pe aici. Arbaleta, o să o ducem și pe asta aici, pentru că e mare nevoie pe partea asta. Aia, lasă așa, mă, picior, că e bine acolo că e prinsă. Dăm și cealaltă rotiță, pe care avem nevoie de rotița asta roșie. Așa. Bun, frate, deja avem planul pus la punct. O spawnă deja asta. Ce faci, băi? Am luat-o după partea asta, ești nebun. Hai, come on, come on. 15 secunde, dar trebuie să apucăm să lăși noi arma să mai pușcăm de acolo, de sus. Hai, 15 secunde. Ce-a pățit caracterul? M-a mers un pic mai greu caracterul, să-mi bat piciorul. Jocul ăsta și mai bate și joc, văd. Adică eu, pentru că mă chinui aici ca ultimul om. Și mai bate și joc. Mai bate jocul, joc de mine. Bun. Nu știu pe unde se spawnează hoașca casa, dar momentan stăm aceea. O împușcăm, după aceea luăm un glonț și după aceea dăm acolo la țintă ca să am și rubenița. Mamă, ce i-am dat, frate! Dă-te, bă! Mamă, fratele meu, cum a intrat asta în mine, nu mă puteam mișca de ești nebun la cap. Nimica pe aici, dă-mi asta încoace. Bam, 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 bam. Pac, am dat și la țintă. Pac, suntem foarte bine momentan. Așa nimica, nimic în WC, nimic, nimic. Perfect. E timpul să o împușcăm din nou. Mai avem aici un glonț sau ceva sau? Oh, perfect. Sau mă și ce o bag la saună ca să pot să bag și item, toate itemele astea în aplicare. Voi lăsa arma acolo, din păcate. Gata, frate. Huh, nu mai pot. Prima trebuie să mergem să luăm carte și să o ducem acolo la... Să dropeze aia chiar, frate, că avem nevoie de... Hai, come on, come on, come on. După cheie, după cheie. Nu mergem să luăm repede carticii ca să rezolvăm problema. Dacă tot este în drumul meu, ducem și această rătiță. Cartea știu unde este exact, să ne știți. Hai. Uite acolo și cartea și o să și pasta aici. Așa, frate, perfect. Aolo, frate! Jocul vieții, frate! În sfârșit, mamă, cât timp am pierdut aici. Am pierdut mult timp aici. Dăm și ăsta încoace. Haide. Hai că o așteptăm pe aici, o așteptăm pe aici, că vreau să mai bag la saună și pe... Sau? Hai că o luăm pe aici, o împușcăm aici cu arbaleta, frate.
Hai. Hai, Hârcă. Hai că să mă stau aici când mai avem nevoie de el. Perfect, încă 15 secunde de spațiere frumos. Aici avem și pe aici. Stai că itemul ăsta acolo aruncate, stai acolo aruncate. Hai că avem ceva pe aici. Dăm pe aici. Ok, avem această mini baterie. Bago, bago. Mamă! Aolo, fratele meu! S-a spawnat aici, în fața mea, frate, pe bune. Ta de capul meu. Bă, frate, uite cât ghinion poți să înșo, frate. Bă, frate, fix în fața mea s-a spawnat, ești nebun. Noi mai avem acum încă două zile păstrate pentru păianglul ăla mare acolo. Ok. Ne speriem. Oricum avem armele acolo jos. O să o bag direct la saună pentru că aș avea nevoie de ea în saună. Că aș mai avea nevoie de niște timp. Hai. O să vină. Să mor tu, frate, să mor tu. Nu văd. Parcă urcă pe scări sau coboară, nu-mi dau seama. Ok, nu s-auzi nimic, de ce bine. Hai mă, dată, ce pana, mai stai 10 ani, Hârcă. Perfect. Aia zic. Păi cred că cu asta o să facem gălăgie. Nu, bate, am nevoie de aia la saună, că vreau să arunc și asta. Ok, e prost că a rămas acolo șurubenița, dar asta este, o dăm după aceea peste gard. Pac, pac. Ciao, les! Ne vedem imediat, Hârculiță, dar stai să-mi fac și niște task-uri pe aici și după aceea nu mai continuă și noi treaba. De exemplu, de asta să-l transport și eu unde trebuie. Pa. Ia. Ok, credeam că o să spargă, dar n-a spart aparent. Aparent a fost cam tantăloacă și ea. Ok, deja o să treacă. Hai mă. Hai mă. Ok, asta de bea acum așa se miște și ea. Mai pune și asta niște pietre roate. Haide. Bun. Ok, suntem pe aici. Dacă se mai spunează asta lângă mine, vă dau o rage aici, frate. Pentru că nivelul opor a zis că mai se spunează lângă tine, deci are să ține și el de cuvânt puțin. Adică acum puțin nu zic cine știe ce se ține și el de cuvânt. Păi. Mă, hai să mai bag o dată, mă, picior. Bun, avem șurubelnița, vom da peste gard și după aceea merge vreodată să vedem cine dă șurubelnița. Hai, du-te, du-te. Perfect. O dropa așa e cheia, perfect și mai bine. Ok. Nimeni să nu spargă acolo. Ok, încă nu o spart, aruncăm cheia acolo că avem nevoie de ea. Și acum, hai să mergem acum pe aici, roată, să vedem cine de la șurubelnița, frate, că v-am că nu mai stau să pierd vremea, că, na, timpul este puțin. Dar Hârca asta se că e destul de rapid, asta e faza. Ok, perfect, suntem înapoi aici. Ok, cred că avem safe key-ul sau ceva. Asta avem înapoi nevoie pe partea aceasta de aia, pentru că zona păiangănului. Perfect, niște gălăgie. Oh, carchiul. Vezi că chiar aveam nevoie de el. Ok, niște gălăgie, că trebuie să mergem și noi înapoi. Hai, Hârca noastră, hai! Hârca noastră mirobolantă. Thanks! Hai, sus, 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 sus. Hai, come on. Sau și eu o să o omor, o să o omor. Uite, bă, de aici am. Hai, mi-a și piciorul să-mi bag.
În caz că nu mai stau ce a pregătit să mă bag. Hai, mă. Ok, înghețat. Oh, ce ai făcut, hârculița noastră? Ai înghețat, a? Hai că 15 secunde avem timp să mergem și noi înapoi de unde am plecat. Gata, frate. Am făcut și tascurile pe partea asta, mai avem nevoie de cioara aia, dar nu mai este să o împuși sau ceva. Bine, o să fie să nu avem un item foarte important, că nu văd că mai ne trebuie aici. Hai, mă, sus. Serios? Să mor tu, fratele meu. Pai de capul meu. Uitați cât eu n-am putut să s-a spawnat, dar fix aceeași s-a spawnat, frate, și ea. Ziua 4, dar nu văd timer show, dar voi vedeți timerul pe episod, dar... Da. Îi fac schema în cameră, după aceea o împușc direct cu arma, să am mai mult timp, să pot să bag șocheia și să mergem la zona. Păi, angulnică, deja am de-ntrenat ascurile. Teamă că trebuie să ducem și șurubelița, să ducem și șurubelița, că avem nevoie și de aia. E complicat, ok? E complicat aici. Păi, e jale, frate, e fără mișto, e chiar jale pe extremul ăsta, frate, e greu. Hai. Come on. Nu, frate, o împușc direct, nu mai pierd vremea, îmi bat piciorul. Aș mai băga o dată la sauna, ce ziceți? Nu știu dacă... O auzi, mă? Nu știu dacă auzi ceva sunet, Paco. Au, te-au auzit. Vezi, scârca mea, ce bine să fii deșteaptă și toată în viață? Așa, gata, noi luăm, mergem cu arma pe aici. Când ne e foarte frică, frate. Aici a sus. Asta e în caz că este de acolo, este. Mamă. Eram să-mi iau, n-am apucat, nici măcar n-am apucat să bag cheia acolo, dar măcar avem pe amândouă acolo. Ok, niște gălăgie așa la mișto pe partea asta. E bine că avem pe aici arbaleta asta care ne ajută. Mai, come on. Ce-o spart ea, frate, ce-o rupt ea pe aici. Da, asta încoace. Hai să-i băgăm un tranchizat în gâtul ăla nenorocit. Că ne strică ea pe aici ranurile. Oap, ce-o lasă aceea. 15 secunde. Ce fac eu în secundele astea, frate, vă zic eu. Iau ăsta, îl transport acolo și cam atâta. Hai să coborăm, ce mai facem aceea, spuneți-mi și mie. Găsim acolo carchiul, dar lăsăm așa, ok? Ok, n-avem nevoie de acel item. Hai, te arunc pe tine prima oară, hai. O tot să amănece acolo jos. Hop! Bun, să înceapă nebunia, fraților! Suntem la păiangă deja. Nu știu cât timp mai avem, dar ne grăbim să facem toată treaba. Hai! Come on. Bă, dacă ne scoatem și la păiangă, ne bine. Ok, playhouse key-ul și acum să-l campăm puțin. Trebuie să-l campăm puțin pe nenea păiangăn pentru că altfel n-am ce să facem. Hai bine, nenea păiangăn. Deci sper să treacă cât mai repede, că avem un timer, frate, aici. E bine, frate, că noi trebuie să jucăm și safe. Bun, dar parcă ce număr era acolo, frate, la ăsta la număr acolo. Am uitat, bă, frate, am uitat numărul că era acolo la lift. Și cred că avem nevoie de acolo, pe acolo să mergem. La momentan lăsăm așa, nu o să trecem pe la lift. Ducem asta, îl ducem la zona aia de ieșire și luăm șurubelnița și pe aceea o ducem și pe aia, ce se află acolo și pe aia e momentan. Și să vedem că zona aceea care e deblocată cu manita. Păi eu acum stau cu voi ca să vedeți voi ce timp fac, pentru că acum e timpul meu, e timpul care, na, e la ran. E mai sate, dacă scot sub o oră, este prea bine la mine, să știi, că așa mereu am scăpat într-o oră. Hai, hârca, hârca, păiangă, nu? Mai trece, mă, și el? Ah.
Doamne, ce moftic, frate, că nu trece și el mai repede. Sau? Hai, mă, frate, mama. Bă, e prea jale, mă. Nu vrea și asta să treacă, bă, toată. Păi, angle-ul le mai trece toată pe aici, sau? Da, e clar, 10 ani plus, tăma, aceea, frate. Îl aud, îl aud, îl aud. Îl aud, îl aud, ia. Pupați aș tălpile, băi! Problema numărul 2. Șurubența am scos-o. Ha! Băi, nu mai am timp, gata. Ok, am avut noroc aici. E bine, e bine. Ok, pe aici. Ne trebuie. Hai. Liftul. Ha, bă, că mai ei. Ma! M-a luat, frate. Tai de capul meu. Bă, mă fac de râs, frate, aici. Mai mă fac și de râs. Mă, bă, doresc de-i deja, mă. Aolo. Mă, hai să calculăm. Ne mai trebuie cheia mai trebuie cheia albastră, cheia roșie și... Și cam atât, ne mai trebuie cheia albastră și cheia roșie ca să scăpăm, frate, nouă. Da? Va trebui să campăm. Bă, dacă nu campăm, pierdem și pierdem toranul acesta. Come on. Am. Mă vezi? Nu mai mă vezi. Hai să vedem, frate, că nu mai pot, frate, mă enervează pentru că asta. Iau ultimul glonț de aici, mă cobor înapoi să vedem ce se află acolo, frate. Mă, noi am făcut ce am făcut pe acolo, măcar am făcut ce-a pe la Payangan, dar... Trebuie să găsi... Uite asta, mă. Asta vreau să-l iau. Cheia asta. Haide. Beer seed-ul. Habar nu-mi ce era la cioară pe acolo, să-mi bat piciuri, frate. Arbaleta, cred că tot pe aici, da. Este bine. Deci, da, mai trebuie să ducem beer seed-ul pe cealaltă parte, pe... Sau nu-l mai duc, mă, bă, piciorul. Merg direct cu shotgun-ul, că stii. Că na. Hai, come on. Direct cu shotgun-ul mă duc, nu mai stau pe gânduri. În caz că mi se hârca în față, îi dau mare bucată cu shotgun-ul. Hai, shotgun. Hai, la cioară să-mi pușcăm cioara aia nenorocită. Da, uite, ne mai trebuie cheia roșie și cheia albastră, ne mai trebuie. Da, p- Hai, come on. Hai, hârca noastră. Am înghețat, am înghețat, am înghețat. Gata! Come on, come on, come on. Mersi pentru cheie. Ducem acum repede cheia și trebuie să luăm și shotgun-ul la mai repede, frate. Că avem nevoie de el. Hai de cap. Vreau să lași-o ceva aici. Gata, ne mai trebuie doar cheia albastră, frate, ne mai trebuie. Cheia albastră, dar unde naiba o găsesc? Asta e toată faza. Aole, frate, e nașpa, că nu știu unde se află cheia aia albastră, mă, pau. Bun, hai să o calculăm bine, ok? Deci noi am avut acolo. Bun, asta a venit cum trebuie. Bun. Să vedem ce o să mai găsim, nu știu, acum. Pizza, shotgun. Bun. Degeaba mai e care o să-l pâine. Thanks. Bun. Cheia roșie avem aici și mai trebuie cheia albastră. Nu ai bă, o găsesc.
Bun, păi la Păiangă, pe acolo, mai intrăm acolo, verificăm zona aceea care am deblocat-o cu maneta și cam atâta la Păiangă, că nu știu ce să mai verificăm pe acolo. Și-o făcut singură gălăgie, dar asta este, nu ne interesează. Scopul nostru va trebui să scăpăm de aceea. Da, bă, bun, uitați să iau fulgul ăla. Trebuia să iau fulgul, că ăla chiar era bun, frate, fulgul. Aolo, ce ran pierdut, să mor, frate! Frate, nu știu cât timp am scăpat, dar momentan am scăpat, dar... Ce mi-a luat-o, frate, bă? Asta este, am avut ghinion acolo, că m-am bubuit în ușa aia acolo, m-am dus ca un idiot în ușa aia, frate. Eram foarte aproape măcar, ok? Ia. Ia să vedem de... Au, oh, ce râs dă. Ce față dă. Uite ce scorbură are la bot, frate, mă. Au, oh, ce scorbură are la bot, frate. Ia. Yeah. Ia. Yeah. Ia o palmă scorbura. Game over, frate. Game over. Bă, dar teoretic nu știu. Dacă ar fi să fie după mine, cred că mi-ar fi trebuit încă vreo 20 de minute, așa. Și da, frate, nu știu ce timer am făcut, dar... Eu acum sper că am făcut un timer destul de bun până în acest punct. Și dacă faceți voi aceea un calcul, dacă vreți să aflați exact timpul în care aș fi scăpat... Ar trebui să mai puneți acolo încă 20 de minute în plus ca să vedeți, dar o să ne facem și mâine un episod în care o să încercăm să scăpăm pe extrem acum în cel mai scurt timp, pentru că nu ne lăsăm așa ușor, frate. Și da, frate, sper că a plăcut acest episod și da, eu am fost Andrei B și o dată numai, pa, pa. Deci, pa, pa!